Sfin patru într-un cor de două persoane, petrecem amorțeala serii, topind gheața pentru termosul de drum și privind respirația cum îngheață în cristale de zăpadă. Poate că ne-am lăsat prea mult pe mâna șerpașilor. Am lăsat prea multe amănunte la latitudinea lor și n-a fost bine. Corturile au venit foarte târziu, le-am montat foarte târziu, am pierdut ore de odihnă. La miezul acelei nopți a început sfârșitul. Diferența de la 8500 de metri la 8848 definește succesul sau eșecul. În ultima seară, când eram în tabăra 3, știam că o să urc pe vârf, era doar problemă de timp. Nu știi, de fapt, te mai întorci sau nu te mai întorci? Continui, merită să continui sau pur și simplu te întorci și renunți și tot ce ai muncit timp de atâția ani de zile se poate înnări într-o clipă? Fane a plecat primul, singur și fără șerpaș la miezul nopții. O oră mai târziu, Lucian și Gică s-au adăugat și ei șirului de lanterne care goneau spre vârf în toiul nopții. Ultimii care au plecat din tabără au fost Sebastian și Gane și înainte de răsărit l-au întâlnit pe Gică, care se întorcea deja din drum, învins de o defecțiune la aparatul de oxigen. Pe ultima sută de metri, în frigul nopții, vremea era totuși bună și fiecare din cei patru rămași mergeam pentru sine. Am avut norocul să văd în fața mea încă patru alpiniști. Nu știam cine sunt, speram că este Mariu și cu Lucică și practic asta m-a tras pe mine înainte. Știam și îmi doream foarte mult să ajungem toți odată să ne îmbrățișăm. Lumea se întinde imensă sub noi și răsăritul aduce cu el o furtună. În viscolul ei, Sebastian renunță la corzile înghețate de la Second Step, lăsând doar trei români pe potecile cerului. Acești ultimi 150 de metri sunt străbătuți în ceața deasă. Fiecare pas este o povară, un ultim efort și încă unul, încărarea de gheață. Și pur și simplu sus am oftat, m-am simțit într-un fel ușurat, mi se măiase picioarele, am zis gata, nu mai mă mișc, orice ar fi, cred că am ajuns. Trebuie să fiți convinși că au ajuns datorită oamenilor care n-au ajuns pe vârf. Erau 3-4 coreeni, de fapt, care au ajuns la ora 8, înaintea mea cu 10 minute. M-am îmbrățișat cu ei, am vorbit cu ei românește, ca o, să zic așa, descătușare, pentru că nu erau ceilalți colegi. Fane Tulpan pășește primul pe vârf, rămas fără oxigen și la capătul puterilor. Gane și Lucică îl urmează pe drumul crâncen și la 11:25 un radio din România auzea vocea dementă prin satelit. Am reușit! Sunt pe vârf de vreo 5 minute. Am vorbit deja în țară cu soția și cu colegii din tabăra de bază. Plafonul de nori e la vreo 100 de metri sub vârf. Trei oameni, un steag și țara întreagă pe vârf. Mă uit în sus și văd numai albastru. Aș vrea să rămân aici, dar sunt prea mărunt. Văd lupa sub care trăim și tot ce părea mare și puternic pălește. Ne-am întors cu toții la viețile noastre de aici, la realitatea de care ne desprinsesem atâta timp. Și rămâne pentru cei care au văzut filmul să judece dacă a meritat sacrificiul, dacă lucrurile astea își au vreun rost, dacă sunt un exercițiu în ambiție, în poezie sau poate chiar în prostie. Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can be there.
Just for one day.